În ziua aceasta de jale și de suferință, pământește vorbind, omenește vorbind, gândul nostru, sufletul nostru se îndreaptă spre Cel care odată s-a dus în Betania și văzând ceea ce păcatul face din om, văzând distrugerea pe care o aduce păcatul în viața omului, a început să plângă. Și să știți că nu există mai mare mângâiere pentru cei care suferă decât să pui o lacrimă lângă lacrima lor și Dumnezeu să simtă împreună. Domnul să mângâie familia Ciprian. Sunt multe flori aici, chiar m-am uitat. Posibil să fie sute de flori. Dar uite că ziua aceasta, cea mai frumoasă floare, stă nemișcată. Așa a rânduit Domnul să fie lucrurile și fratele Florin a precizat lucrul acesta și, într-adevăr, așa a fost. Faptele ei o să urmeze înaintea porților de mărgăritare. Domnul să ne binecuvinteze să luăm un exemplu bun. Fraților și surorilor, din Cuvântul Sfânt, din Luca, din capitolul 16, m-am bucurat foarte mult că fratele Marius a anticipat acest text pe finalul predicii lui, acest cuvânt, în special pentru prieteni, pentru că spunea dânsul și așa este, pentru ea nu mai putem face nimic acum, dar putem face pentru noi. Și atunci, haideți să vedem în Luca, în capitolul 16, cu versetul 19 în jos, să observăm aici că există trei cerșetori în fața morții. Trei cerșetori în fața morții. Haideți să vedem pe cei trei cerșitori și să vedem noi pe unde ne aflăm. De la versetul 19 la 22 îl găsim pe cerșitorul înțelept și pe prințul nebun. Așa îi putem numi, pentru că așa a fost. Cerșitorul înțelept și prințul nebun. Sau, dacă vreți, pământul. Pământul în contraste. Aici am găsit niște contraste, o să le vedem, o să le observăm imediat. De la versetul 22, includ și o parte din versetul 22, de la 22 până la 26, îl vedem de data aceasta pe cerșitorul nebun. Dincolo a fost un cerșitor înțelept, a știut ce să ceară. Aici îl vedem pe cerșetorul nebun, care n-a mai știut ce și când să ceară. Și îl vedem pe prințul înțelept. Cerșetorul de altă dată a devenit prinț. Și apoi de la versetul 27 și până la 31, venim în prezent și ne găsim pe noi, eu și tu, cerșetor. Ce cerem? Suntem înțelepți? Sau nebun? Asta e marea întrebare, asta e marea provocare. Pentru că bogatul a murit, Lazar a murit, cei cinci frați au murit, toți au murit din vremea aceea. Și am rămas în vremea noastră, noi, și în fața veșniciei, pentru că, vedeți, sunt două imagini. Primele două imagini se referă odată la pământ, spunea pământul în contraste, și apoi la veșnicie în contraste. Și noi stăm în anul 2023, nu? În luna aprilie, final de luna aprilie, între cele două entități, între cele două domenii spațiale, dacă vreți. Și vine Domnul și mă întreabă, și te întreabă pe tine, ești cerșetor, înțelept sau cerșetor nebun? Că oricum, spune Biblia că într-o zi orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu. Și într-o zi vor vedea chiar și cei ce l-au străpuns. Și se vor boci toate semințiile pământului din cauza lui. Dar întrebarea mare este,
cum mă va găsi ziua aceea? Haideți să ne uităm puțin la prima imagine, imaginea cercetătorului înțelept și a prințului nebun. Pământul spunea în contraste. Observați versetul 19. Lux și sărăcie. Lux și sărăcie. Contraste pe pământ. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Deci vedeți, ăsta e luxul. O altă traducere, versiunea Bisericii Ortodoxe. Știți cum spune? Veselindu-se zilnic în chip strălucit. Așa scrie în Biblia Ortodoxă. În alte versiuni ale Bibliei am găsit Noul Testament de la Bălgrad din 1648 și acolo spune în felul următor: se ospăta în fiecare zi domnește. Ăsta mânca în fiecare zi alte mâncăruri, tot altele, avea tot alte haine mai frumoase, mai strălucite, mai atractive. Omul acesta putea să fie numit, într-adevăr, un prinț. Putea să fie admirat de către cei din jur, putea să fie aplaudat de către ei. Mulți alergau după favoarea lui și după onoarea de a sta cu el la masă. Omul acesta, pământește vorbind, trăia ca în sânul lui Avram, dar nu trăia chiar acolo, să știți. Este un prinț, este un prinț nebun de ce trăiește în lux, dar nu e problema asta. O să vedem imediat. Uitați-vă versetul 20. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, lux și sărăcie, spuneam. Zăcea, era sărac. Una e să fii bornav și să duci boala pe picioare și alta e să fii trântit la pământ și să zaci la pământ și să nu te poți mișca. Și să stai acolo la pământ, să fii sărac, să fii flământ, să fii bolnav și de acolo să cerșești ceva, o fărâmitură de pâine, un miez de pâine, o jumătate de felie de pâine. Și mă uit aici, fraților și surori și iubiți prieteni, lux și sărăcie. Al doilea contrast. Prinț și cerșetor. Primul era bogat, se îmbrăca bine, mânca bine, al doilea era exact la polul opus. Și uitați-vă la versetul 25. În viața aceea de pe pământ, tu ți-ai ales lucrurile bune și Lazar le-a primit pe cele rele. Al treilea contrast. Unul a fost înmormântat și celălalt nu. Uitați-vă ce spune Cuvântul Sfânt, versetul 22. Pe lângă că săracul dorea mult să se sature și n-a primit, s-a întâmplat ceva. Pe lângă că veneau câini, prietenii lui și lingeau numele, s-a întâmplat ceva. Cu vremea, și vremea trece, să știți, versetul 22, cu vremea săracul a murit. Și vedeți aici punct și virgulă. Nu mai scrie altceva despre omul acesta. Uitați în schimb ce spune în partea a doua, a murit și bogatul și l-au îngropat. Probabil că a mers fanfara și a cântat, dar nu e o problemă să cânte fanfara la o mormântare, asta nu e o problemă. Poate au avut corul, poate au fost înalții prelați ai vremii de atunci, poate au mers rabinii, pentru că asta e rostit într-un context iudaic. Și probabil că oamenii l-au aplaudat și și-au amintit de faptele lui bune pe care le-a avut cândva în viață omul acesta și a fost îngropat cu mare alai, cu mare pompă. Dar uitați-vă, al patrulea contrast acesta e definitoriu, al patrulea contrast. Mântuit sau pierdut? Aici e marea problemă. Că pot să fie bogați, Avram a fost bogat, Iov a fost bogat, etc. Pot să existe bogați care să fie mântuiți. Pot să existe săraci care să fie nemântuiți, să fie pierduți.
Că nu sărăcia ne aduce până la urmă mântuirea, ci sărăcia în Duhul. Ferice de cei săraci în Duh, ca lor este împărăția cerului. Asta ne aduce mântuirea. Și vine Domnul și ne prezintă această pildă, această imagine, tocmai ca să ne pregătim pentru marea trecere, cum o numesc poeții noștri. Tocmai ca să ne pregătim. De ce? E prima imagine, imaginea de pe pământ, pământul în contraste. E aici un cerșetor înțelept care odată și 100% cred lucrul acesta. Odată și-a văzut pătătoșenia, și-a văzut păcatele, și-a văzut viața stricată înaintea lui Dumnezeu. Și omul acesta care zăcea, omul ăsta care era plin de bube, omul acesta care își dorea o felie de mâncare, ceva își dorea și el, omul ăsta care se uita de acolo de jos, probabil de la partea bogatului, se uita până în casă să vadă ce mănâncă, să vadă dacă îi pică și lui ceva. Omul acesta s-a îndreptat într-o zi cu gândul lui spre cer și a început să se roage. Nu scrie aici, dar să știți că rugăciunea de mărturisire este baza pocăinței și pocăința este baza mântuirii. Omul acesta a ajuns mântuit în sânul lui Avram. Într-o zi omul acesta a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. De ce? A fost cerșetor, da, dar a fost un om înțelept. Țin minte că în zona sălajului, mulți ani, până dacă nu greșesc, în 1992, a existat un pod plutitor peste Someș, undeva trebuia să treci de la Bârsău spre Fodora, în zona aceea, și atunci când erau mulți oameni, se punea în funcțiune podul ăsta plutitor, treceau Someșul și când nu erau oameni, era o barcă și era un om cu barca care prelua oamenii și ducea peste Someș. Lua unul, doi, cât putea și ducea. Și într-o zi, omul acesta, barcagiul, îl preia pe un domn, îmbrăcat bine, elegant, arăta frumos, se vedea și școlit. Și vâslea. Și se uită domnul arogant la el așa de sus și zice, băi, dumneata, știi cumva fizică? Uite, legea lui Newton, putare. Domnul zice, n-am făcut școală, pare, nu știu, fizică, nu mai spune lui. Dar auzi, niște ceva, noțiuni de chimie, știi? Domnul zice, n-am făcut școală, nu știu nici chimie. Și a început să-l sâclie. Dar zice, măcar literatura română, o cunoști, o știi, o poezie, ceva, din marele poete, Eminescu, să-mi zici și mie, măcar o strofă. Nu, domnule, zice, nu știu că n-am făcut școală. Vai de tine. Și râdea disprețuitor. Dar barcagiul se oprește odată din vâslit, se uită la el și a zis, domnule, știi zănos? Nu, e vai de tine acum. Că zice, vine un val și zice, ne răstoam. Mare problemă. Vedeți, în fața morții, când ajungem acolo, înaintea tronului lui Dumnezeu, o să fim întrebați dacă l-am cunoscut sau nu pe Hristos, pe unica cale de salvare a lui Dumnezeu pentru noi, pentru oameni. Unica mântuire dăruită oamenilor de Dumnezeu, Iisus Hristos. O să mă întrebe, știi, ai corabia asta de salvare, barca de salvare o ai? Te-ai întâlnit cu Hristos? Te-a luat Hristos să te ducă în împărăția cerurilor? Ce vei spune atunci? Asta e marea întrebare. Că pe pământ ne cerșim de multe ori zile atunci când suntem bolnavi. Țin minte că într-o noapte am avut și eu ceva. Eu am alergie la cafea și la partea asta. Și cineva mi-a dat, zice, domnule, nu, e mai slab așa. M-am dus acasă. În noaptea aceea mi-am spus, să știți, toată viața mi-a mărturisit-o Domnul și am zis, cred că mor în noaptea asta. Cred că mor. M-a pus pe genunchi tot, curgeau transpirațiile pe mine. Am zis, Doamne, poate Tu vrei așa, vrei să mor. M-a mărturisit și a fost pregătit de plecare. Asta am pățit-o eu.
m-au cuprins fiorii morții. Dar ce vei face tu când te vor cuprinde fiorii morții? Pentru că eu în noaptea aceea am început să cerșesc de la Dumnezeu și să-i spun, Doamne, Doamne, dacă mai ai de lucru cu mine pe pământul acesta, mai dă-mi viață, Doamne! Mai lasă-mă să rezolv ce trebuia să rezolv! Mai lasă-mă să mă duc și să împac cu tare, cu tare, cu tare lucruri. Trebuie să le rezolv. Te rog, ajută-mă. Și am cerșit și Domnul s-a îndurat de mine și mi-a mai dăruit viață. Dar ce vei face tu în fața morții? Vei fi un cerșetor înțelept atunci când vine moartea sau un prinț nebun? Și asta e marea întrebare. Pentru că pot pe pământul acesta să trăiesc și într-un fel și în altul, spuneam. Pot să am o casă, pot să nu am. Pot să am mașină, pot să nu o am. Pot să am o viață strălucită și lux în casă, pot să nu-l am și să trăiesc în sărăcie. Era un înțelept la care s-a dus o prințesă. Înțeleptul ăsta locuia undeva într-o pustie și ajunge prințesa în fața lui și înțeleptul îi pune un scaun în față și spune, te rog, stai pe scaunul ăsta și el s-a așezat la picioarele ei. Un singur scaun avea în toată peștera lui, că stătea într-o peșteră. Și-a zis prințesa către el, dar unde ții mobila? Zice, la doamnă, mobila ta unde? La acasă. Ce șapă, e acasă. Acolo. Acolo e mobila, e acasă. El trăia pentru acolo. Și vine Domnul și mă întreabă, ce faci? Și uitați-vă, e această imagine adusă de Hristos în fața noastră. Un om bogat, se îmbrăca bine, mânca bine, ducea o viață plină de veselie. În fiecare zi se ospăta domnește, trăia un ăsta lux, se bucura cu mare fast și la ușa lui zăcea un sărac. Și pe săracul ăsta îl chema Lazar și ăsta avea multe bube și dorea mult să se sature cu fărâmituri și nu le primea. Și într-o zi s-a întâmplat inevitabilul. Au murit și unul și celălalt. Unul a fost îngropat, altul probabil a aruncat într-o groapă comună a săracilor. Nu? Acolo. Pe nimeni nu-l interesa săracul ăsta Lazar. Pe nimeni. Și a fost aruncat. Dar vedeți, urmează acum partea a doua, veșnicia în contraste. Sau dacă vreți, în partea a doua cerșetor, deposedat de tot ceea ce avea, pe pământ a avut multe, dincolo în veșnicie n-a mai avut nimic. Și a fost deposedat de tot ceea ce avea pe pământ. Era în veșnicie, a devenit cerșetor, s-a schimbat roata. Și uitați-vă aici la cerșetorul ăsta nebun și la Lazar devenit un prinț înțelept acolo. Înțelept a fost și pe pământ, înțelept a fost și în cer. Celălalt nebun a fost și pe pământ, nebun a ajuns și în cer. Spunea odată fratele Simionuc, dacă adormim între fecioarele nechipzuite, nu ne vom trezi când vine strigarea între celelalte. Că tot nechipzuiți ne trezim când vine strigarea aceea, final. Tot între ăia ne trezim, nu? Dacă am adormit între ei, acolo ne și trezim. Și Domnul de aceea vine și strigă către noi, spre noi. Fii înțelept! Fii înțelept! Uitați-vă, fraților și surori, la un aspect. Un aspect. Deci am zis că e diferență între săracul mântuit și bogatul pierdut sau nebun. Am observat ceva în textul nostru, versetul 19, ne-l arată pe bogat și nu-i dă numele. De ce nu-i dă numele la bogat? Pe sărat îl cheamă Lazar. De ce nu l-a chemat pe bogat Vasile sau Ioan sau Gheorghe? De ce l-a chemat un om bogat și atât? De ce? Știți de ce? Spune psalmistul că scumpă este moartea celor iubiți de Domnul în ochii lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că ei au trăit o viață scumpă. Dacă trăiești o viață ieftină, moartea ta este ieftină înaintea lui Dumnezeu. Și pe Dumnezeu nu mai interesează bogatul. Cum e, cum se numește, dacă bogatul acela nu l-a cunoscut pe Hristos. Din momentul în care noi îl cunoaștem pe Hristos, numele nostru e notat în cartea vieții, numele nostru e scris în ceruri, dobândim identitate în Hristos și suntem mântuiți, slăvit să fie Domnul. De aceea săracul se numește Lazar, adică ajutorul lui Dumnezeu. Și bogatul n-are niciun nume. Pentru că bogatul era nemântuit și nu mai contează numele lui înaintea lui Dumnezeu.
Veșnicia, în contrast, din la versetul 22 la 26, un cerșetor nebun, pentru că și pe pământ a fost prinț nebun și un prinț înțelept. De ce? S-a schimbat. S-a schimbat balanța, brațele balanței s-au schimbat. Pe pământ a fost cerșetor înțelept și a devenit prinț înțelept în ceruri. Uitați-vă! Mai întâi, primul contrast dintre cei doi. Primul este dus de oameni. Da? Bogatul este dus de oameni. Versetul 22. E dus de oameni până la groapă. Versetul 22. Săracul lasă. Este dus de îngeri. Auziți ce contrast mare. Mare lucru. Eram undeva în zona Maramureșului la evanghelizare și îmi povesteau despre o soră, o femeie, nu a fost soră, era să fie soră, a umblat mult la biserică, ani de zile. Ani de zile a umblat la biserică și n-a reușit să se hotărască, să se împace cu Dumnezeu. O ținea acasă sticla și la mângeană, plăcea să bea și nu se putea hotărâ să se împace cu Dumnezeu. Și femeia asta s-a îmbolnăvit. Și n-a mai putut merge la biserică și stătea pe pat. Și nici acolo nu l-a primit pe Domnul ca mântuitor personal. Și stătea pe pat și a bolit, a tras boală așa pe pat, până într-o zi, când s-a crispat așa la față, era ultima zi din viața ei, a scos un suspin adânc și a zis, vai, ce-am pierdut! Și imediat s-au apropiat cei din casă lângă ea să-l întrebe, ce-ai pierdut? Zice, am văzut că a venit din cerul în cor de îngeri și cântat așa de frumos și a trecut prin fața casei mele și pe mine m-a lăsat aici și s-au dus. Vai ce-am pierdut! Vai ce-am pierdut! Și a murit plângând. În schimb, fraților și surori, vedeți ce minune face Dumnezeu. Undeva la munte era o soră bătrână. Sora asta îl slujea pe Dumnezeu, o chema sora Nina. Și femeia asta a lui Dumnezeu a primit o înștiințare din partea Domnului la zilele respective. Și în ziua cu tare va veni Hristos după mine la ora 12 și eu am plecat. Și a venit un nepot la ea și a zis, bunică, cred că trebuie să stau aici cu tine că un pic ai luat o raznă. Zice, nu, eu n-am luat o raznă. Poate tu, dar eu nu. Eu sunt foarte liniștită, sunt foarte lucidă, eu știu foarte clar ce se întâmplă. Hristos vine după mine în ziua cu tată. Și-au venit neamurile și-au zis, mamă, tată, copii, mamă, te rog frumos, spune de care e. Domnul a venit și Domnul a vorbit și s-a terminat. Ei, în ziua respectivă, această femeie a lui Dumnezeu s-a dus, s-a spălat frumos, s-a îmbrăcat cu cele mai frumoase haine, s-a pus pe pat. De ce? În America, în anul acela, un filozof cu numele de Ingersoll, omul acesta, toată viața lui a învățat pe discipolii lui că nu există iad și nu există rai. Omul acesta a murit în 1899, familia lui nu s-a îndurat să-l lase trupul, să fineau în casă și voiau ziarele și au venit autoritățile și au zis, vă rog frumos, faceți ceva, nu-l mai țineți trupul acesta neînsuflețit în casă. Păi nu, că el mi-a învățat că dincolo de moarte nu mai există nimic și vrem să mai avem un pic cu noi. Și au început să plângă și jeleau și ziarele scriau și voiau ziarele. Uite ce se întâmplă, uite, nu există viață după moarte. Așa a spus filozoful, uite familia cum suferă. Și în același an, omului Dumnezeu Muni, evanghelistului Dumnezeu care a străbătut, s-au apropiat copiii în jurul lui și el murmura o rugăciune, nu mai avea putere și murmura o rugăciune. Fața lui era luminoasă, se uita spre ceruri și spunea, Doamne, primește Duhul meu. Și a venit fiica lui și a zis, Doamne, mai lasă-mi pe tata. S-a oprit. S-a uitat la ea și a zis, nu te împotrivi, astăzi e ziua încoronării mele. Astăzi începe nunta nunților. Astăzi îl întâlnesc pe iubitul meu Iisus
să mă răsplătească pentru ceea ce am făcut pe pământ pentru el, nu te împotrivi. Văd, am o vedenie, spunea el. Pământul se închide, cerul se deschide, Iisus mă așteaptă, mă duc la iubitul inimii mele. Așa moare un miluitor. Uitați-vă aici, cerșetorul nebun ajunge în cerul. De ce în cerul? În locuința morților. De ce pe pământ a fost un prinț nebun? Cerșetorul înțelept, în schimb, ajunge în sânul lui Avram. Unul este dus de oameni la groapă, altul de îngeri în sânul lui Avram. Și uitați-vă contrastul acesta între jos și sus. Locuința morților jos, sânul lui Avram undeva sus și între ele o prăpastie. Și peste prăpastie nu se poate trece. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu ce vei putea tu să treci peste prăpastia asta dacă nu te-ai împăcat cu Domnul? Și este imaginea asta a veșniciei. În veșnicie nu se mai poate face absolut nimic. Uitați-vă la rugăciune. Începe omul ăsta să se roage, cel din locuința morților. Își ridică ochii, versetul 23, îl vede pe Avram, îl vede pe Lazar în sânul lui și începe să strige. Pe pământ nu s-a rugat, pe pământ nu a strigat. A început să cerșească. Părinte Avrame, destinatarul era greșit, trebuia să se roage Părinte Iisuse. Părinte Hristoase, dar el spune Părinte Avrame, destinatarul greșit, fie-ți milă, fie-ți milă. În locul acela nu mai există milă, în locul de chin. Trimite-l pe Lazar, oamenii de acolo nu se mai întorc niciodată, spunea David, eu mă voi duce la el, el niciodată la mine. Trimite-l pe Lazar să-și moaie degetul ăla bubos și să-mi răcorească limba, dar de ce? Chinul de aici nu se poate anula. Ce vei face acolo? Ce vei face? Dacă aici nu te pregătești pentru acolo. Uitați-vă, vorba deja de doi cerșetori. Unul era pe pământ, altul este în veșnicie. Doi cerșetori. Și Domnul vine și mă pune în fața acestui fapt. Care este imaginea mea? Primul sau al doilea? Cerșetorul înțelept sau cerșetorul nebun? Primul se roagă să-i fie iertate păcatele aici și acum pe pământ. Al doilea nu se mai roagă să-i fie iertate păcatele, pentru că al doilea știe că dincolo nu mai există iertare de păcat, nu mai există jertfă valabilă, nu mai există cruce valabilă, nu mai există sânge cu puterea lui de spălare și de curățire. Al doilea asta o știe. Și vine Biblia și ne spune niște detalii îngrozitoare, îngrozitoare. Uitați-vă, relația cauză-efect, versetul 25, fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune, adică te-ai distrat, cu alte cuvinte. Lasă și-a luat pe cele rele. El așa i s-a dat, așa le-a primit, așa le-a luat. A fost un om mulțumit cu soarta lui. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Dar nu uita că există o mare ruptură. Și să știți că ruptura asta există între Rai și Iad, între locuința morților și sânul lui Avram. Există o ruptură. Versetul 26. Între noi și voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici sau de acolo la aici, să nu poată să treacă. Asta este. Și uitați-vă de la versetul 27 în jos. Prezentul de acum, realitatea de acum în contrast. Eu sunt un cerșetor. Eu cerșesc mila lui Dumnezeu și îl rog pe Domnul să mă ierte. Tu trebuie să faci la fel. Pentru că Biblia spune, bogatul, iară s-a rugat, rogu-te, dar Părinte Avram, nu s-a rugat la Hristos, numai la Avram, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. De ce? Am cinci frați. Și ei sunt ori prinț, ori cerșetor. Nu știu exact ce sunt ei. Dar te rog, trimite-l pe Lazar. Între ei, ori Biblia, ori nu-i Biblia. Uitați-vă versetul următor, 29. Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Unii l-au pe Moise și pe proroci, ăștia erau evrei. Alții nu l-au pe Moise și pe proroci, ăștia erau neamurile. Dar nu contează, singura cale spre mântuire e Iisus Hristos Domnul. Și aici vine Domnul și îmi spune în prezent, în realitatea prezentă a contrastelor. Eu sunt un cerșitor, da?
Eu trebuie să cerșez de la Dumnezeu ceva, ce mântuirea mea, iertarea mea de păcate. Trebuie să-i arăt trecutul meu și să mă mărturisesc de tot trecutul meu și să primesc iertare pentru el. Și până la urmă, versetul 30 și versetul 31 ne revelează un lucru. Nu părinte Avram, mi-a zis el, dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și știți cine s-a dus la ei și cine a venit la noi din morți? Hristos a înviat. Amin. Hristos a înviat, fraților. El a venit dintre cei morți. Și zic că oamenii nu cred. Și noi proclamăm în 2023 acest adevăr fundamental al creștinismului, că Iisus e viu și oamenii nu se pocăiesc. Și oamenii rămân cerșetori, nebuni, rămân prinți, nebuni, îs săraci și bogați, dați nebuni. De ce? Pentru că nu-L caută pe Dumnezeu. Era un frate din zona Bistriței, undeva pe tren, și era lângă el un om și a zis, moșule, nu mai citi din Biblie. Zice, e o carte învechită, e o carte de mituri și nu e o carte adevărată. Dumnezeu nu există, rai, iad nu există, lasă cartea aia deoparte. Și bătrânul înțelept s-a uitat la el și a zis, Domnule, numele Tău e scris aici în Biblia mea. Ai școală? Da, ziceam, facultăți, nu una. Păi dacă ai școală, eu n-am făcut școală. Te rog frumos, uite-ți deschid Biblia și citește dumneata numele Tău din Biblie. L-a deschis Biblia la Psalmul 14:1 și a dat să citească. Ce citește cu voce tare, să te audă toți. Și-a citit. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Ai văzut? Ăsta e numele Tău. Toți au zis de el. Și până la urmă, omul era judecător în Timișoara și a zis, Domnule, ce lovitură mi-ai dat, dumneata nu mi-a dat nimeni lovitură. De ce? Există pe pământ oameni săraci înțelepți, oameni bogați înțelepți. Există oameni săraci nebuni, există bogați nebuni. Cel mai înțelept dintre cei înțelepți este cel care are pe Hristos aici, fraților. Și ne bucurăm de sora Anca, așa cum pentru alții a fost ziua încoronării. Așa și astăzi pentru ea și zilele astea, pentru că nu mai există timp. E timpul încoronării, se începe nunta nunților și a păstrat pură haina de mireasă, haina sufletului ei și Hristos, mirele ei, o așteaptă în slavă. Doamne ajută-ne să luăm aminte de la cei trei cerșetori. Unul era sărac și se numea Lazar, era pe pământ și era înțelept. Al doilea a sărăcit când a ajuns în veșnicie, în partea de dincolo, de moarte, de viața aceasta. Omul acela era foarte nebun, pentru că nebun a fost și pe pământ. Al treilea cerșetor sunt eu, ești dumneata. Și Domnul pune în față cele două modele. De care ești? Semeni cu primul, cu Lazar, ai nume, ai numele scris în cartea vieții, sau te asemeni cu al doilea. Numele tău nici nu contează în veșnicie. Domnul să ne ajute să alegem ceea ce trebuie să alegem. Amin. Amin.